Bun găsit la un nou clip pe canalul meu. Acesta este mult așteptatul clip, sper eu, în care vă arăt produsele care se află în noul meu magazin de jucării. În cazul în care nu știți cine sunt eu și acesta este primul videoclip pe care îl vedeți de la mine, eu sunt Kingo. Bun găsit! Și pe acest canal veți găsi filmulețe despre mame, informații despre activități, idei de activități pentru copii, mai pun și rețete, vloguri și așa mai departe. Iar clipul de astăzi este dedicat special magazinului meu pe care l-am lansat recent. Am să pun link cu produse, cu site-ul, deci toate link-urile necesare în descriere. Site-ul este atât în limba engleză cât și în limba română. Haideți să vă arăt prima dată produsele, după care vă voi spune câteva informații gen care sunt foarte bine de știut înainte să cumpărați de la mine. Într-o ordine aleatorie am să încep cu acest produs. Voi pune poze aici ca să vedeți exact, să le vedeți mult mai bine. Acesta este un set care conține un bobine din lemn și sunt de diferite mărimi, de la cel mai mic la cel mai mare. Acesta este cel mai mic, iar acesta este cel mai mare. Toate produsele vin pictate în culorile curcubeului și acesta este setul în care sunt culorile vii. Mai am și culori pastelate, tot curcubeu, dar puteți comanda propria voastră paletă de culori direct de pe site. Și mai vine cu un cordon, este din piele artificială, pe care efectiv poate copilul vostru să pună fiecare piesă în parte. Deci asta ajută foarte bine la dezvoltarea mușchilor degetelor, motricitate fină, ajută foarte mult la pregătirea mânuțelor degetelor pentru scris. De asemenea, este foarte bună pentru concentrare. În cazul în care nu vreți să dați cordonul copilului vostru sau eu știu orice altceva, acestea pot fi pur și simplu clădite una peste alta. Copilul vostru va putea face un turnulet sau orice altă activitate de genul. Între timp am adus o tăviță ca să pot să vă arăt mai bine. Acest set poate fi folosit și pentru numărat, dacă vreți, pentru învățarea culorilor, pentru că v-am spus, vine în culorile curcubeului. Următorul set este acesta, care vine cu inele, 4 ghinde și 4 vase. Din nou, în culorile curcubeului și culori vii. Vine și în culori pastelate sau orice altă paletă de culori pe care o doriți voi. Nu știu dacă vedeți voi ce am făcut eu aici. Toate aceste jucării pot fi folosite pentru sortarea culorilor, pentru numărat, pentru clădit foarte bine. Pot fi clădite atât inelele cât și vasele. Ia uite, cu ușurință. Și din nou, toate acestea ajută la precizie, concentrare, învățarea balansului și așa mai departe. Următorul set este unul puțin neobișnuit, aș putea zice. Este un set de 6 perechi de omuleți, eu le zic omuleți, din lemn. Și este un set special făcut, conceput pentru dezvoltarea motricității fine a copilașilor. Din nou, ajută foarte bine la dezvoltarea mușchilor degetelor, concentrare. Va învăța că trebuie să pună un pic de presiune pentru a se lipi. Acesta de pe fundul omuleților este Sky. Din nou, poate învăța culori, poate asocia culorile, pot fi amestecate culorile, dacă vrea copilul vostru. Deci asta nu este chiar atât de versatilă, dar eu zic că este o idee foarte bună de a-i dezvolta copilului vostru motricitatea fină, care este esențială pentru a învăța efectiv să țină creionul. Următorul set este acesta, care vine cu 6 piese din fiecare, gen cercuri,
și stup de albine, tot așa în nuanțele curcubeului culor vii. Asta este numai bun pentru sortarea culorilor, pentru clădit. Deci poate să facă copilul vostru turnuleț. De asemenea, este un foarte bun accesoriu pentru numărat. Orașul în miniatură, dacă vreți. De asemenea, și cercurile se pot clădi, dacă vreți. Următorul set este tot unul care are inele. Set are inele mari și inele mici. Vine și cu un omuleț de data aceasta. Omulețul poate să țină cercurile mici și cercurile mari pot fi puse peste. Deci poate fi un joc numai bun de a ascunde omulețul. Pentru că, uite, dacă le-am pus toate așa, nu se mai vede omulețul. Activitatea principală din spatele acestui set este, din nou, de a învăța culorile, sortarea culorilor și învățarea dimensiunilor, diferența între mare și mic. De asemenea, poate fi folosită și pentru numărați. Inelele acestea mari pot fi puse pe o eșarfă și, din nou, îi va dezvolta copilul vostru motricitatea fină. În mare, cam astea ar fi toate produsele, dar am vrut să vă arăt și culorile pastelate. Galben, crem, da, așa arată culorile pastelate. Fiecare set în parte poate fi ales între culori pastelate sau culori vii. Ultimul produs pe care îl am sunt acești omuleți personalizați cu numele copilului vostru sau efectiv cu orice cuvânt doriți voi. Deci prețul la acestea este pe bucată, dar cu cât doriți mai multe litere, cu atât prețul este puțin mai diferit. Cam acestea au fost toate produsele pe care le am în momentul de față pe site. Bineînțeles că nu vreau să mă opresc aici, vreau să fac mai multe, vreau să vin cu idei mai multe. Dacă aveți anumite cerințe sau ceva, nu știu, aveți idei cu chestii pe care vreți să le fac eu sau vreți să apară pe magazin, vă rog să-mi scrieți pe Instagram, fie pe contul personal, fie pe contul magazinului. Am să las din nou link-uri în descriere. Dar înainte să închei acest clip, vreau să vă spun câteva chestiuțe care ar fi foarte bine de știut înainte să cumpărați. Deci toate produsele sunt din lemn. Este un lemn natural. Toate vopselele și sigiliul pe care îl folosesc sunt naturale și sunt non-toxice pentru copii. Bineînțeles că toate aceste jucării nu sunt făcute ca să le dați copilașilor voștri, bebelușilor, gen să ronțăie pe ele. Pentru că, na, sunt vopsite și nu se știe ce poate să ajungă în gurița copilașilor voștri. Chiar dacă folosesc materiale care nu sunt toxice, nu este recomandat pentru gurița copiilor și așa mai departe. Majoritatea seturilor, ați văzut, conțin părți mici. Teoretic, nu sunt adresate copiilor sub 36 de luni, adică 3 ani. Bineînțeles că, uite, eu i-am dat lui Alec, începând de la 2 ani, i-am tot făcut jucării de genul și tot timpul s-a jucat foarte frumos cu ele, dar nu le-am lăsat niciodată nesupravegheat. Dar acum fiecare părinte face cum consideră, dar eu personal recomand să nu lăsați, să nu le dați copiilor sub 3 ani. Câteva chestii despre ambalaj. Tot ambalajul este reciclabil, deci am vrut neapărat să am grijă de asta. Nu veți primi plastic, nu veți primi absolut nimic care nu este reciclabil. Veți primi o cutie în care este iarbă din asta, din lemn, deci nu știu exact cum se numește, dar arată ca o iarbă. Unele seturi vin și cu un săculeț din bumbac. În interior veți primi și un flyer cu informații despre produsul pe care l-ați cumpărat și cam atât, cred că. Acum câteva cuvinte despre site. Site-ul este atât în limba engleză cât și în limba română. Veți găsi prețuri în euro, în lire, în ron, în dolari australieni, cred că am pus și dolari canadieni, nu mai știu exact ce am pus, dar am pus în mai multe monede pentru că nu știu pe unde sunteți. Momentan livrez peste tot, deci atât în România cât și în Europa, toate produsele vor pleca de aici, din Anglia. Poșta se va plăti separat. Poșta se calculează în funcție de greutatea produsului și, bineînțeles, în funcție de locație, în România, internațional, în Anglia. Știu că dacă sunteți în Anglia, prețurile pleacă undeva de la 3 lire, cam așa, la un pachet mic, până într-un kilogram.
În România, internațional, încă nu știu pentru că nu am avut încă, dar v-am pus acolo prețuri ca să aveți așa o idee, dar la prețurile în ceea ce privește transportul voi mai lucra puțin să vedem cât costă și în funcție de zonă. Bineînțeles că asta o voi perfecționa de îndată ce am comenzi în anumite țări sau anumite regiuni, deci doar să știți. Oare ce am mai vrut să zic de site? Da, acolo este o secțiune în care puteți să-mi trimiteți anumite cerințe pe care le aveți. Deci atunci când faceți comandă pe site, trebuie să vă alegeți produsul, culori, paleta de culori și după aceea puteți cumpăra. Accept plată atât cu cardul cât și cu PayPal, ce vreți voi, vreau să fie la latitudinea voastră. Eu vreau să alegeți cum vreți să achitați. Nu cred că mai am ceva să vă spun. Orice nelămurire aveți, vă rog să-mi scrieți pe Instagram sau pe contul personal. Toate linkurile sunt în descriere. Cam atât am avut să vă arăt astăzi. Eu sunt extrem de entuziasmată, după cum v-am spus. Nu pot să zic că nu am emoții să împărtășesc acest proiect cu voi. Mie încă nu vine să cred. Eu sper din tot sufletul să vă placă acest proiect și să îl primiți cu drag și să, nu știu, abia aștept să ajungă produsele mele în casele voastre și în viața copilașilor voștri, ca să învețe cât mai frumos și cât mai distractiv, pentru că asta este ideea în spatele acestui magazin. Deci eu cam atât am avut să vă spun. Mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, iar noi ne vom auzi în curând în următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!